articol Coronavirusul schimbă obiceiuri vechi de secole. Franța a luat o decizie care, cu siguranță, va fi implementată în mai multe țări din Uniunea Europeană din cauza lipsei unui vaccin contra coronavirus. Elevii cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani din Franța ar trebui să poarte măști faciale pentru a stopa răspândirea coronavirusului după reluarea cursurilor școlare din data de 11 mai, au precizat experți guvernamentali, potrivit DPA și Reuters, scrie Ager Press. Coronavirusul schimbă obiceiuri vechi de secole. Comitetul Științific Guvernamental pe problema coronavirusului a recomandat de asemenea ca pupitrele elevilor să fie așezate la distanță de un metru, iar clasele să fie curățate de mai multe ori pe zi, potrivit unor recomandări date sâmbătă publicității. În Franța, școlile și-au închis porțile începând cu 14 martie, cu câteva zile înainte ca întreaga țară să fie vizată de restricții. Comitetul a recomandat ca familiile să aibă, într-o primă etapă, posibilitatea de a alege dacă doresc să-și trimită imediat copiii înapoi la școală sau nu, opțiune pe care se pare că o încurajează și președintele Emmanuel Macron. Orele de curs ar trebui eșalonate astfel încât copiii din diferite grupe de vârstă să nu se întâlnească. Iar acolo unde este posibil, elevii ar trebui să servească prânzul în clase pentru a evita să stea la oaltă, a mai precizat comitetul. Ministrul Educației, Jean-Michel Blanquer, a scris sâmbătă pe Twitter că recomandările vor sta la baza unui protocol de sănătate care va fi întocmit înainte de 11 mai. Macron a anunțat că școlile își vor redeschide porțile odată cu sfârșitul perioadei de izolare, pe 11 mai, dar barurile, restaurantele și cafenelele vor rămâne închise cel puțin până la finalul lunii. Multe alte detalii sunt încă necunoscute.